toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. O luăm de la 100 de euro, la 200, la 400, la 800 de euro, poate. Ileana e cu noi. Bună dimineața! Bună, Ileana! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Ia uite ce entuziasm la Ileana. Bine ai venit! Bine v-am găsit! De unde ești, Ileana? Din Corabia! Din Corabia? Corabia! Dacă câștigă, dacă câștigă, propun să difuzăm piesa Ileana, Ileana la nu, nu știu ce. O știi? O ai? O facem rost. Știe. Ileana o știe, nu? Da. Vrei? Da. Ileana, știi să ne spui cine cântă, că Vlad e confuz. Dar pentru asta trebuie să ajungi până la 800 de euro, să iei și banii. Și o difuzăm? Ileana Cărăroiu. Aha. Vezi, mă? Ai văzut? N-ai încredere în ascultătorii noștri. Dar cum să n-am încredere în tine? N-am încredere că nu știi cine o cântă. Da. Avem Maria Maria, dacă... Că vrei. Avem și e și cu Romica Puceanu, să știi. Am înțeles. Acolo voi să ajungi. Ia că mă duc să scoatem piesa. Cu ce te, cu ce te ocupi, Ileana? Sunt grefier. 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 Să rămână. Excelent. Și Ileana, tu acum ești acasă, ești la serviciu? Am ajuns la serviciu. Colegi ceva pe acolo? Alte doamne grefier? Da. Am șeful meu, cel mai bun prieten. Excelent. Cel mai bun coleg, cel mai bun șef. Să sperăm că este și un bun ajutor în dimineața asta și că va fi inspirat în ceea ce privește întrebările de la dublu, care nu sunt foarte grele, dar te pot pune în dificultate ca întotdeauna. Ileana? Da, cum îl cheamă pe șeful? Marian! Să trăiești, Marian, șeful. Marian, militarul. Mamă, e, dar să nu-i dai și CNP-ul. Ajungi. Hai să începem. Șeful. Multă baftă, Ileana. Hai, Ileana. Doamne ajută. 100 de euro. Întrebare de perspicacitate în deschiderea concursului de astăzi. Ileana, spune-ne pentru 100 de euro câți metri are un kilometru? 1000. Nu și în Teleorman. Ce vrei, mă? Trebuie să aștepți momentul de 6 secunde. Scuzați, nu vorbești nu interveni, pe... Nu da. Interveni în jocul nostru. Mă scuzați. 1000 de metri, ai zis, da? Auzi, Cica, da. Cica, cu trebuie să avem emoții. Da, am emoții. Nu e vorba de emoții. Dar de ce? Să știți că toate emoțiile se văd pe Facebook. Ne puteți vedea imagini din studio excepționale și exclusive pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Intrați acum să vedeți ce emoții are Vlad, mai ales. 1000 de metri la ce altitudine? Bine, răspunsul tău e? E, na. E corect, bravo, ai 100 de euro, Ileana. Luca, te faci de risc cu întrebări de genul ăsta. Da. Întotdeauna întrebarea de deschidere când plecăm de la 100 de euro e de, chiar și la 200. E de încălzire, e de să scăpăm de emoții. Atâta că noi am prins-o pe Ileana acum, total lipsită de emoții, în mare formă. Vin emoțiile mereu. Și n-a fost cazul să o încurcăm. Ileana, continuăm sau ce facem? Continuăm. Gata. Mergem la 200 de euro. Ileana, noi am fost în team building weekendul ăsta. Ne-am distrat, a fost bine. Luca e în continuare impresionat de tot ce i s-a întâmplat în acest timp. Acum sperăm să fie cu noroc și pentru tine. Să sperăm, ia. Cu team building-ul ăsta. Știi unde am fost în team building? Nu știu. Te vezi că dacă ascultai la 7 fără 4 minute când vei afla. Am făcut noi ochi. Am spus. Ileana, evident că nu te întreb unde am fost în team building, stai liniștită. Da. Dar pentru 200 de euro va trebui să ne spui în ce județ se află Băile Govora. Băile Govora. În județ. În Vâlcea. Într-o clipă am crezut că o să zici ziua Vâlce. Ziua în Buzău, nu? Dar cum ai făcut așa, brusc? Mamă, s-a băgat șeful? Mă gândeam unde am fost acum 2 ani. Unde am fost, pe unde am luat-o? Acolo e. Mamă, ce ai fost la Băile Govora acum 2 ani? Da. Extraordinar, ce coincidență. Tot timp building? Păi aici aproape de mine. Așa de aproape de corabia, că eu nu am o imagine foarte corectă. Da, 150
Hai mă, 150 în România, 150 de kilometri sunt jumătate de zi. Da, și de la noi tot cam asta. E, dar am făcut vreo 4 ore. Da. Bravo, dar felicitări. E corect. Da. Bravo. 200 de euro pentru Ileana. Hai că încă o întrebare și mă duc să scot piesa. Da. 400 da. De euro sau 200? 4. 400. Bravo. Domnule. 400 de euro. De data asta chiar că o să te ajute șeful, zic eu. Am uitat cum îl cheamă pe șef. Marian. Hai să mă ajute. Domnul Marian, să fiți, vă rog, atenți și dumneavoastră. Ileana și Marian, pentru 400 de euro. Care este prenumele celebrului fondator al mărcii americane de autoturisme Ford? Deci Ford și mai cum? Harry Ford. Harry Ford. Harry Ford. Harry Ford. Harry Ford. Ford. Henry. Poate mi-a. Dacă mai joc, poate mi-au și o mașină marca. Nu jucați. Mai bine. Mă duc să scot piesa. S-a dus Adi. Da, bine. L-am pierdut pe Vlad, a plecat să scoată piesa. Băi, se uita lumea pe Facebook la tine, mă, la emoțiile tale. Of. Da. Oh. Da. Henry Ford ai spus, da? Da. Dar dacă nu era Marian, știai? Da, știam că sunt fan autoturismului. Răspunsul e corect. Ura! Ai 400 de euro, Ileana. Ai spus că vă înțelegeți așa bine, că ți-e drag, Marian. Lasă-l și pe el să bucure că a dat răspunsul. Trebuia să spui, nu știam, ce m-aș fi făcut eu fără Marian? Corect. La următoarea. Asta înseamnă că mergem la 800 de euro? Mergem. Okay. Perfect! Și dăm și piesa la radio. Nu știu când, dar o să o dăm astăzi, până la finalul emisiunii. Hai că se lucrează. Nimic, sunt hai să vedem. Pregătit. 800 de euro. Dar ce te grăbești așa? Ce, n-avem timp? Nu știi care are problemele lui cu... Avem de dat răspunsuri și la alte concursuri. Bine. Concentrează-te bine. Bine. Nu e greu. Nu e greu? Nu, chiar nu e greu, numai că... Știi cum e la noi? Trebuie să știi așa, niște lucruri în mare și în detaliu. Practic. Ileana, când s-a prăpădit Regina Elizabeta a doua, Dumnezeu să o ierte, te-ai uitat, te-a interesat subiectul? Și da, și nu. Sperăm că în partea de da ai fost atentă și la detaliu care este răspunsul următoarei întrebări. Întrebarea pentru 800 de euro de astăzi, Ileana și Marian. Da. Este câți copii a avut Elizabeta a doua? 1, 2, 3, 4, 3. Au fost multe răspunsuri acolo. Luăm în considerare pe 3, că a fost, pentru că a fost ultimul. 3. Deși nu știu, nu sunt sigură. 4. Da. Se atribui, Marian. Vezi dacă... Păi stai puțin, Luca. Tu ai încurajat-o. Vezi dacă nu ei mulțumit, dacă nu l-ai lăsat, se bucure. A vorbit așa de frumos despre Marian. Da. E un coleg adevărat, că e... Așa este. Da. Ce ai făcut, șef? Ce ai făcut, șefule? Și tu-i numărați, e așa șef? De corect, dar nu înțeleg de ce... Dacă a zis șef. Dacă a zis șeful. Și șeful meu e mai deștept decât bine. Da. Cei da. Trei copii sunt patru și banii patru. Rămân la noi. Ah, și așa voiam să dau Ileana. Băi, și bine-i numărați, da. Și ai fost așa simpatică și ne-a plăcut de tine în dimineața asta, dar din păcate... Îmi place. Îmi place de voi și vă admir și vă urmăresc. Mulțumim. În fiecare zi. Gata, următorul mulțumim proces pe și care ne pare tare rău. Îl strămutăm la corabia. Că n-a fost, să fie că ai fi meritat. Da, mulțumim tare mult. Data viitoare. Ileana din corabia s-a oprit, a greșit la ultima întrebare, dar o felicităm pentru curajul de a merge până la capăt. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.